Bun găsit, să fie o săptămână magică cu stele norocoase, cu un mesaj magic care sper să fie un mesaj să răspundă multor întrebări ale voastre sau să vă ajute să aveți conștientizări. Săptămâna aceasta, din data de 17 iunie până în 23 iunie, deci toată săptămâna aceasta, se formează o lună plină, pentru că pe 22 avem lună plină. Deci în toată săptămâna luna crește și frumos, pe data de 22 avem prima lună plină în Capricorn. Prima, pentru că vor fi două. Este prima lună plină în Capricorn, care este destul de puternică. Este o lună plină care o să dezvăluie foarte multe, dar despre ea informații mai clare, așa, în clipul dedicat acestui eveniment. Până una alta, vreau să vă extrag un card care, cum spuneam, să vă ghideze în această săptămână, și cardul: exercit o influență pașnică, iartă pe cei care te jignesc sau îți greșesc. În această săptămână, ăsta este mesajul: iartă pe cei care te jignesc sau îți greșesc. Și trimite către cei din jurul tău armonie, iubire, gânduri bune, gânduri pozitive. Destul de complicat cu iertarea, nu e chiar atât de ușor să iertăm, dar măcar să ne punem primul pas în a ierta este să pui intenția de iertare. După aia vezi ce se întâmplă, dar să spui intenția de iertare este foarte important și ajută destul de mult. Așadar, încercați să iertați, încercați să vă concentrați toată energia pe, să spunem așa, starea voastră de echilibru și starea voastră de bine, care starea de bine este cea mai importantă. Cu cât ești mai liniștit, cu atât lucrurile altfel se derulează în viața ta. Cumva evenimentul săptămânii, bine, nu e neapărat doar luna plină, că până la luna plină avem solstițiu de vară. Acest solstițiu de vară are legătură cu ingresul soarelui în rac. În momentul în care soarele își începe tranzitul în rac, atunci începe vara, astronomic vorbind, și avem și, să spunem așa, acest solstițiu de vară. În momentul în care avem solstițiu de vară, nu ar strica dacă v-ați face niște mici ritualuri, o rugăciune, o intenție, o recunoștință. O să mă gândesc la un ritual pentru acest solstițiu și îl voi posta pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok. Dacă nu aveți TikTok, aveți Facebook, Instagram. Dacă nu mă urmăriți acolo, puteți să o faceți și să folosiți acest ritual pe care, foarte drăguț, o să fie ceva scurt de 2 minute, în care o să vă ghidez să folosiți energia solstițiului de vară, adică intrarea soarelui în rac. La începutul săptămânii, Venus și Mercur schimbă și ele semnul, chiar pe data de 17, și acestea o să schimbe semnul din Gemeni, o să intre în rac. Un Mercur în rac aduce o memorie foarte puternică și foarte multă energie direcționată către familie, și Venus în rac, mult mai protectori, mult mai concentrați pe familie, pe casă, iar Mercur pe situații din trecut, pe informații din trecut. Mercur în rac se duce destul de mult în trecut. Posibil să fiți mult mai protector și mult mai emoțional decât ați fost până acum, cu energia geamănului, care energia geamănului este una mai flexibilă, mai versatilă, este o energie mai mult mentală. Dar când discutăm despre rac, lunii, Venus și Mercur vor intra în rac, pe 20 intră soarele în rac, ușor, ușor, multă energie în acest semn, unde se formează și lună plină. Se poate simți o, să spunem așa, energie foarte melancolică, o energie direcționată către a proteja familia, a aduce securitate, a avea intimitate, a rezolva situații legate de familie, trecut, cămin, chestiuni poate chiar legate și de încredere în casă, încredere în familie, încredere, să spunem așa, în tot ce înseamnă
siguranța aia, am încredere că am siguranță și că sunt bine aici unde sunt. Această energie a săptămânii poate să aducă uneori și emoții, crize emoționale, timiditate sau poate chiar anumite organizări cu familia, adică gen organizarea de evenimente cu familia. Precum aici poate să fie, să spunem așa, o reuniune, un eveniment, o situație prin care familia se poate uni. Este important să aveți grijă cu emoțiile, pentru că dacă emoțiile sunt foarte sus-jos, adică nu sunt ușor de controlat, într-adevăr se pot întâmpla tot felul de lucruri și nu e chiar în regulă să treci prin crize emoționale din toate temerile, fricile sau tot felul de situații care se mai pot întâmpla. Oricum, luna plină accelerează sentimentele acestea de melancolie, de agitație, de a scoate la iveală anumite lucruri, dorința aceea de a proteja, de a securiza, de a aparține. Pot fi foarte multe lucruri de genul ăsta. Aș spune că acestea sunt cele 4 evenimente importante, Venus și Mercur transit în rac, Soare transit în rac și aici avem și solstițiu de vară și, bineînțeles, prima lună plină în Capricorn, o lună plină pe 22 iunie, o lună plină care este foarte importantă și care o să aducă multe schimbări, transformări, o energie de care sper să profităm, pentru că luna plină înseamnă și recoltă. Berbec. Săptămâna aceasta berbecii vor face anumite îmbunătățiri legate de casă și familie. Poate că îmbunătățiți anumite planuri legate de familie, participați poate la o reîntâlnire cu familia, participați la o întâlnire, o discuție cu rudele. Pur și simplu puteți să reveniți în locurile în care ați copilărit sau să vă vizitați rude, să vă vizitați bunicii dacă aceștia sunt în viață, să vizitați anumite locuri în care v-ați format în copilărie sau pur și simplu persoane din trecutul vostru ar putea întâmplător să revină. Pe sectorul iubirii, a spune că vă dați seama că duceți mai departe anumite reguli nescrise din familie sau că ce-ai văzut acasă aia faci și tu, că îți amintești că ești în anumite situații prin care asemănător au fost și părinții sau strămoșii tăi. Este o săptămână cu multă energie direcționată către casă, către familie, iar evenimentele pot culmina în weekend, adică punctul culminant o să fie în weekend când avem acea lună plină. Pe sectorul financiar, a spune că sunt multe cheltuieli legate de casă, de cămin și că există posibilitatea să vă creșteți anumite venituri dacă veți ști cum să gestionați banii și nu vă este teamă să ieșiți în față. Adică banii ar putea să crească dacă vă asumați să ieșiți mai mult în față. Pe zona energiei, respectiv sănătate, puteți să experimentați foarte multe emoții. Poate chiar aveți nevoie de puțin timp de introspecție și evaluare a unor sentimente în privința experiențelor din trecut. Adică ai avut niște experiențe în trecut, acum ai niște emoții și iată că te retragi puțin să evaluezi, să vezi ok, de ce a revenit starea aia, de ce a revenit senzația aia, ce pot eu să fac. Să mergi mai departe, asta ar fi cel mai important. Taur. Pentru Taur, săptămâna apare să fie destul de aglomerată și aceste tranzite în rac ar putea să aducă multe discuții cu rudele, cu frații, cu verișorii, cu colegii, cu vecinii. Poate că vrei să rezolvi o situație din bloc sau poate că vrei să rezolvi o situație la administrator sau poate că vrei să rezolvi o situație cu un vecin care te inundă mereu sau pe care tu l-ai inundat sau e la locul de parcare. În această săptămână, taurii pot rezolva anumite situații cu vecinii, anumite persoane cu care aveți un grad de rudenie sau poate chiar frații cumnații.
este indicat să învățați să ascultați. Ascultatul face mare parte dintr-o relație, pentru că dacă asculți și nu faci presupuneri, vei ști ce vrea celălalt de la tine și ce poți tu să-i oferi sau ce a înțeles el că ai tu nevoie. Este o energie care ne arată că pot fi și călătorii, să mergeți către cei dragi, să mergeți către străinătate pentru a vizita o rudă sau să vă vizitați, sau să vă viziteze pe voi anumite rude. Din punct de vedere financiar, a spune cumva că puneți prea mult suflet pe o situație financiară care nu se poate schimba, nu amestecați emoțiile cu afacerile, pentru că sau plăcerea cu banii. Nu amestecăm banii cu plăcerea sau ceva cum era o vorbă de asta. Ideea este că sunteți mult prea emoțional pentru a lua decizii financiare și lucrul acesta ar putea să vă coste pe termen lung. Învățați din greșelile voastre financiare din trecut și evitați să puneți prea multe emoție pe genul hai că ofer un serviciu fără să fiu plătit, hai că dau produse fără să fiu plătit, las că o să-mi dea. Posibil să nu-ți dea și să-ți îngropi o afacere, tocmai pentru că ai avut încredere în persoană nepotrivită. Deci un pic atenție, țineți emoțiile departe de afaceri. Asta nu înseamnă că să nu fiți buni, să nu fiți darni, să nu fiți generoși, categorică, da, dar totuși nu înțelegem greșit. Adică tu dacă ai o afacere, înseamnă că tu trebuie să ai profit, nu ești un ONG sau nu faci doar acte de caritate, doar donații. Pe sectorul sănătății aș recomanda să dormiți mai bine, să nu vă mai gândiți atât de mult la trecut, să vă luați niște perioade de somn, de odihnă și să ieșiți mai mult în natură, pentru că aveți nevoie de liniște și aveți nevoie să vă concentrați pe ce contează cu adevărat pentru voi. Gemeni. Gemenii în această săptămână au foarte multă energie în casa banilor. Cu cât planetele vor intra în rac, casa voastră a banilor se activează și intuiția voastră va fi una foarte bună în deciziile financiare. Puteți să aveți o intuiție care să vă arate foarte clar către ce să investiți, ce bani să faceți, din ce să faceți. Într-adevăr, da, vor fi și cheltuieli, într-adevăr o să vi se arate unde ați greșit financiar, sunt și recolte, sunt și șanse, sunt și posibilități, dar sunt și bani cheltuiți pe diverse lucruri, pe unele se merită, altele poate mai puțin. În această săptămână vă dați seama care sunt resursele voastre și vă dați seama că aveți foarte multe șanse pe care le-ați pierdut sau că aveți foarte multe șanse care nu au fost fructificate. Un pic mai multă atenție la toate oportunitățile și chiar a spune să discutați cu familia, pentru că racul înseamnă și familie, iar casa voastră a banilor, care e rac, este foarte aglomerată. Așadar, cu familia puteți să faceți o afacere de familie sau să discutați cu familia despre planurile voastre financiare. În dragoste, a spune că veți duce multe discuții, adică cu familia, cu partenerii, veți avea foarte multe discuții legate de bani, planuri financiare, adică și în dragoste e tot despre bani, într-un fel sau altul. Poate chiar faceți niște cadouri, poate chiar cumpărați anumite lucruri. Chiar aș spune că, din punct de vedere iubire, aveți nevoie să vă afirmați și să vă arătați sentimentele prin tot felul de acțiuni sau a cumpăra experiențe. Poate că aveți nevoie să vă arătați afecțiunea în alte moduri, nu neapărat financiar, sau să înțelegeți că dacă partenerii nu vă cumpără lucruri, nu înseamnă că nu au sentimente pentru voi. Adică nu mai treceți... Bine, mulți o să spuneți că noi nu suntem materialiști, dar nu înseamnă că vă face nimeni materialiști, ci pur și simplu ai senzația că dacă ți-aduce flori, gata, te iubește. Poate să-ți aducă și să nu te iubească, adică nu are nicio treabă. Sau poate să nu-ți aducă și să aibă sentimente foarte frumoase către tine. Sănătate și energie. Pe energie spune că stați bine, chiar dacă sunteți un pic împărțiți în foarte multe direcții. Adică
e pe genul, am energie, dar să fac și de aia și de aia și de aia și de aia, și a trecut ziua, te-ai alergat de colo-colo și practic n-ai terminat nimic. Încercați cumva să adunați această energie și să o direcționați către o singură situație. Asta înseamnă a învăța să prioritizați și să vă folosiți această energie într-un mod clar, concentrându-vă pe ce contează cu adevărat pentru voi. Rac. Săptămâna este pentru voi foarte interesantă și frumoasă. Pe sănătate și energie veți sta foarte bine, vitalitate. Vă dați seama, intră soarele, semnul vostru, clar că veți avea energie. Dacă sunt probleme de sănătate, multe se vor rezolva. Cumva spune că veți avea încredere, entuziasm, preluați inițiativa. N-ai cum să n-ai inițiativă când intră soarele la tine, semn. E clar că veți prelua inițiativa în relații, veți prelua inițiativa la locul de muncă, în proiectele voastre, veți avea această stare de curaj, de încredere, de susținere, că sunteți susținuți. Bine, se formează și o lună plină pe axa voastră, aia vă mai provoacă nițel, adică să se scoată niște stări emoționale, niște crize emoționale, niște frici, niște temeri la suprafață, dar concentrați-vă pe a folosi această energie, puteți să fiți activi, să mergeți în natură, să alergați, să faceți sport, să vă mișcați corpul, o să vă ajute foarte mult și contează foarte tare lucrul acesta, dar oricum aveți multă energie și vitalitate. Din punct de vedere iubire, aș spune că pe acest sector voi aveți nevoie să învățați echilibru, mai ales că pe cer se formează o lună plină care va fi pe casa voastră a șaptea. Așadar, este indicat să nu aruncați pisica la partener sau parteneră, ci să înțelegeți că aveți nevoie să fiți într-un echilibru. Deci vor fi foarte multe discuții, situații. Tot ce aveți de învățat în această săptămână este echilibru, cooperarea. Este cumva să povestiți ce vă deranjează, să nu acuzați și de ce nu se vor recolta anumite parteneriate, adică ce ați făcut voi acum 6 luni pe relație, iată că acum se recoltează ce s-a plantat atunci, ce s-a gândit atunci. Din punct de vedere financiar, aș spune că aveți o săptămână destul de interesantă, cu idei financiare, cu strategii bune, totuși Marte în Taur, cu Venus în Rac, Mercur în Rac, sunteți strângători, sunteți chibzuiți, faceți strategii pentru a vă crea un viitor mai bun, faceți planuri, securitatea, stabilitatea sunt ceea ce contează cel mai mult pentru voi în această perioadă, să aveți această stare de securitate, de stabilitate. Deci în această săptămână voi căutați variante prin care să vă mențineți sentimentul acela de siguranță, de avuție, de avans, că ați avansat. Leu. Săptămâna aceasta este o săptămână în care leii în dragoste pot avea, să le spunem așa, niște confuzie, neclaritate, lipsa transparenței, poate că nu mai știți ce vreți, cum vreți. Vă dați seama, o aveți pe Venus pe casa a 12-a, Mercur se află și el acolo, adică e ca și cum v-a dat cu ceață, aoleu, dar nu mai știu ce vreau, ce simt, către ce merg, ce fac, cum fac. Da, este poate să fie o, să spunem așa, o energie puțin confuză, neclară, instabilă, sau poate că sunt foarte multe secrete pe acolo, nu știți cum să transmiteți partenerului sau partenerei ce simțiți voi, care sunt stările voastre. Eu aș recomanda să nu țineți ascuns ce simțiți și să vorbiți deschis cu ceilalți, că ei nu o să vă ghicească gândurile. Oricum, sunt și niște dezamăgiri în familie, sunt și niște dezamăgiri legate de relațiile cu frații, rudele, surorile și alte persoane din familie. Aveți nevoie cumva să vă întoarceți în sufletul vostru și să observați, ok, ce vreau eu de la dragoste și ce ofer. Unde eu m-am îndepărtat de iubire? Sunt aliniată cu iubirea sau nu sunt? Că dacă suferi din iubire, înseamnă că tu nu mai ești aliniat cu iubirea. Sănătatea și starea de energie. Aici emoțiile vă risipesc toată energia. Deci dacă emoțiile voastre sunt negative, aleluia, energie. Bine, sănătate. Da, aveți o săptămână bună, nu arată mari probleme.
pot fi din astea, lipsă de mâncare, lipsa poftei de mâncare, apatie, insomnie, atenție cu stomacul, cu alergiile, pot fi emoții foarte puternice, iar aceste emoții puternice să ducă către o energie joasă și către apatie, nu ai chef de nimic, ești leșinat de la căldură, de la lipsă de vitamine, de hrană, de ce mai vrei. Adică pur și simplu, da, poate să fie o energie destul de sensibilă, care să vă vulnerabilizeze și sănătatea, dar nu neapărat sănătatea, ci mai mult energia, cheful de a face lucruri. Și aveți un pic grijă și cu mâncarea. Financiara spune că se muncește destul de mult și vor, la luna asta plină din Capricorn, există posibilitatea să experimentați spre finalul săptămânii tot fel de situații pe la muncă. Ei bine, lei au nevoie de odihnă, au nevoie să își ofere timp pentru a-și analiza sentimentele, emoțiile, să se retragă, să mediteze la ce vor să facă în viață, la recoltele lor. Dacă energia din rac și luna plină o să aducă un strop de sensibilitate mai mare sau, să spunem așa, mai multă sensibilitate și emoție, lăsați aceste emoții să vă arate ce aveți de îmbunătățit la voi, ce aveți de lucrat, ce aveți de făcut mai bine. Cumva să nu fugiți de emoțiile voastre, ci mai mult să le primiți odihniți, să le primiți cu o stare de bine, să le primiți cumva cu zâmbetul pe buze, să spunem așa. Din punct de vedere financiar, pot fi niște situații pe la locul de muncă. Cumva luna plină care se formează pe casa 6-a poate să pună în lumina reflectoarelor anumite situații de la locul de muncă. Un pic atenție la relațiile cu colegii, cu superiorii și, bineînțeles, la așteptările pe care le aveți referitor la muncă, deoarece pot fi așteptări nerealiste, pot fi tot felul de lucruri care, să spunem așa, să vă apese puțin, pot fi tot felul de lucruri care ar putea cumva să vă sugereze că este momentul să faceți anumite schimbări. În dragoste nu fiți super, să spunem așa, introspectivi, adică să tot vă gândiți, mai trăiți-vă viața fără a vă gândi foarte mult la emoții, la temeri, la frici. Cumva, ok, este bună meditația și introspecția, dar uneori e să fie totul în echilibru. Fecioară. Nativii Fecioară în această săptămână au parte de foarte multe evenimente, în special legate de prieteni, de oameni pe care îi cunoașteți, persoane din anturajul vostru. Chiar a spune cumva că în această săptămână pot fi multe persoane care să apară sau să reapară, să vă invite la tot felul de evenimente, să participați cu drag pentru a cunoaște diverse persoane. Chiar a spune că este o energie destul de interesantă și că prin aceste persoane puteți să cunoașteți niște lucruri sau să aflați, să descoperiți niște lucruri interesante. Vă planificați mult mai multe obiective sau faceți multe planuri, strategii în privința familiei și activităților legate de casă, să rezolvați anumite lucruri în gospodărie sau cu casa și, desigur, activității cu familia, deci și activități pentru casă, poate o curățenie, poate o reorganizare prin casă, poate ceva ce are legătură cu îmbunătățirea confortului casei, dar și activități cu membrii familiei. Aș și recomanda cu luna plină care se formează în weekend în casa voastră a 5-a să vă deschideți sufletul, să vă bucurați mai mult de energia copilului interior, să vă bucurați de copiii din viața voastră sau să luați decizii legate de energia copilului. Este foarte important lucrul acesta și ar ajuta destul de mult. De asemenea, în această săptămână duceți energie și către pasiunile voastre, pasiuni din care puteți să faceți și bani, adică banii în această săptămână ar putea să vină din pasiuni, din acele activități care vă bucură sufletul, din acele activități care vă
dau o stare de bine. Să țineți cont de anumite, să le spunem așa, experiențe din trecut, pentru că acestea vă vor ajuta destul de mult. De asemenea, spune că prietenii vă pot implica în tot felul de activități. În urma acestor activități să vă creșteți veniturile, să cunoașteți oameni importanți cu care puteți să faceți și afaceri sau care să vă ajute pe termen lung. Oricum, sunteți foarte creativi, inspirați. E un pic de agitație pe dragoste, spune, dar totuși din toată agitația asta din dragoste ar putea să iasă niște lucruri foarte faine. Pe energie stați destul de bine, mai ales dacă aceasta este direcționată către ceva pozitiv, adică universul vă împuternicește cu energie dacă voi vă duceți energia, vă focusați pe ceva ce voi da ajutor și vouă, dar și celorlalți. Balanță. Săptămâna aceasta pentru balanță poate să vină cu ceva oportunități destul de mari. Aveți energie pentru toate aceste oportunități, aveți energie pentru socializare, aveți energie pentru a rezolva multe din obiectivele voastre, dar este important să fiți în echilibru, pentru că totuși această lună plină pe axa Capricorn, RAC Capricorn formează formează o quadratură cu unii dintre voi care sunteți în balanță, depinde care la ce grad v-ați născut, dar în sfârșit cel puțin balanțele din prima decadă clar că vor resimți, ceea ce înseamnă cumva, deși cei care s-au născut în primele 10 zile de balanță, ceea ce înseamnă cumva că această energie poate să fie destul de agitată, adică să vă agite, provocatoare, dar din provocări ies foarte multe lucruri bune. Fără provocări nu evoluăm, nu urcăm o treaptă. Tocmai asta se întâmplă, că puteți să urcați o treaptă, puteți să creșteți, puteți să evoluați, puteți să faceți anumite schimbări. Chiar aș recomanda să vă faceți poate mai mult timp să evaluați mai clar relațiile, atât relațiile cu familia, cât și relațiile profesionale și să fiți un pic în echilibru. Cu energia, cum spuneam, aveți energie, dar poate să fie și acea energie care vă scoate din zona de confort, care vă provoacă, care vă împinge de la spate. Din punct de vedere financiar, cariera este în lumina reflectoarelor. Aici aveți pe axa, de fapt, cariera și familia, pentru că avem totuși un soare pe mijlocul cerului și soarele în RAC formează o lună plină în casa patra, casa familiei. Așadar, cariera este în centrul atenției, poate că vi se fac propuneri, poate că vin tot felul de oportunități, poate că aveți nevoie să vă protejați locul de muncă sau să vă protejați bonusul, simțiți că cineva poate atentează la bonusul vostru sau la postul vostru, da? Fișa postului se poate schimba. Ideea este că ar fi bine să fiți organizați, să fiți maturi, să nu fiți naivi. Nu vrea nimeni să-mi ia locul. Nu e chiar așa. Poate că cinci așteaptă la rând ca tu să faci o greșeală și să-ți ia locul mai bine plătit, mai bine văzut, sau poate că mulți râvnesc la ce faci tu. Oricum o să se cam arate cine vă poartă pică și cine nu. Oricum, această lună plină vine să evidențieze anumite aspecte ale vieții voastre și a spune că este important să vă protejați locul de muncă, cariera sau afacerea sau ce lucrați voi și să aduceți foarte multă înțelepciune în relațiile pe care le aveți din punct de vedere profesional. În dragoste, foarte multă energie avem către familie, legăturile cu familia, casa, căminul, îmbunătățirea relației cu cei dragi, tot ce are legătură cu familia. Pot fi ceva responsabilități
legate de casă, să schimbi ceva prin casă, să renovezi, să zugrăvești, sau responsabilități pe care ți le asumi față de copii, față de părinți, față de ceilalți membri ai familiei. Oricum, în dragoste, pentru voi familia este pe primul loc în acest weekend și nu doar în acest weekend, dar mai ales în acest weekend, unde foarte multe situații legate de carieră și familie au nevoie a fi echilibrate și veți avea foarte multe conștientizări. Dacă nu vă simțiți bine în casă sau legat de familie, mai sunt acolo de făcut schimbări. Scorpion. Din punct de vedere energetic, scorpionii beneficiază de multă vitalitate, oportunități de a face mișcare, a și îmbunătăți sănătatea, oportunități de eliberare a stresului, a gândurilor negative. Există posibilitatea să simțiți un flux de energie care vă încarcă, vă revigorează, vă activează și chiar a spune că, da, într-adevăr, pot fi fluctuații de dispoziție, de nerv, de stres, ba ești bine, ba nu, dar te alimentează toată energia asta a lunii pline, toată energia săptămânii pur și simplu te alimentează, te încarcă. Te activează și până la urmă, da, chiar și dintr-un punct negativ, ați văzut că de multe ori ai nevoie de puțină furie ca să poți să reușești ceva, cum sunt și în filmele cu eroi. Deci ai nevoie de puțină adrenalină să reușești. Pe carieră sunt multe oportunități legate de străinătate. Poate că dați examene, poate că mergeți către străinătate sau faceți planuri legate de străinătate. Poate că vreți să investiți în străinătate sau pur și simplu sunt niște cursuri pe care le faceți, activități legate de zona aceasta a străinătății. Este important să vă înscrieți la tot felul de cursuri, workshop-uri sau alte cursuri pe care voi vreți să le faceți. O să ajute foarte mult să învățați să discutați despre munca voastră, să vă promovați, să vindeți, să faceți acele lucruri care o să vă ajute pe termen lung. Cumva, din punct de vedere financiar, pot fi cheltuieli cu diverse lucruri, obiective pe care voi le aveți de învățat, de făcut, dar atenție! Dacă eu cheltui ceva cu afacerea mea, nu e o cheltuială, ci este o investiție. De fapt, așa s-o priviți cei care aveți afaceri. Adică dacă tu te duci să faci o discuție cu un specialist care să te, nu știu, ghideze să-ți faci o afacere mai bună. Să zicem că, cel mai simplu, mă dau exemplu pe mine. Ai văzut tu pe site-ul meu că eu am această opțiune de consiliere de business, de afacere. Și tu zici, ok, plătesc pe firmă, plătesc o consiliere de genul acesta, vii la mine, îți fac consilierea pe business, îți dau niște idei, te ajut ca tu să înțelegi niște lucruri legate de business-ul tău, tu plătești de pe firmă, o numești o cheltuială. Nu, de fapt este o investiție. Tu ai investit în business-ul tău pentru că ceva valoare n-ai cum să nu-ți iei. Din orice cumperi, oricât de bun crezi tu că e sau mai puțin bun, tu vei primi ceva. Nu există să nu primești nimic. Adică nu există asta, am făcut ce, nu știu ce în zadar. Nu, pentru că totul este o lecție. Din orice noi extragem lecții și învățăminte. Așadar, din punct de vedere financiar, învățați să investiți în voi sau în businessurile voastre. Iar când discutăm despre familie, despre dragoste, iubire, a spune că luna asta plină vă încântă, așa vă agită un pic relațiile, dar nu într-un sens negativ. L-avem totuși pe Marte în semnul vostru opus în Taur și a spune că da, seducție, pasiune, mă rog, așa o dorință de a seduce, de senzualitate, bine, aș zice o excitare așa, dar poate că sună prea erotic, pur și simplu un entuziasm, haide să zicem așa, un entuziasm, entuziasm în dragoste, senzualitate, chef așa de flirt, de apropiere, de cunoaștere, de să te apropii de o persoană care îți place. Pot fi și tot felul de discuții, de dialoguri care să inspire, dialoguri care să te ajute cumva să înțelegi ce vrei de la persoana cu care ai acea discuție. Săgetător. Săgetătorii săptămâna aceasta au o energie destul de fluctuantă.
poate că ea se pierde pentru că nu aveți claritate și nu aveți o direcție foarte bine stabilită sau aceasta se schimbă de la moment la moment, e ca vremea. Cel mai bine ar fi să, indiferent cum se schimbă lucrurile din jurul vostru, voi să vă știți direcția și contează foarte mult să vă cunoașteți direcția, contează foarte mult să știți care e cea mai bună variantă pentru voi, ce puteți să faceți voi mai bine, cum puteți să schimbați anumite lucruri, către ce să mergeți, care sunt cele mai bune șanse, oportunități. Ideea este că avem pe această perioadă de o săptămână destul de multe lucruri care vă vin în față, vă ies la suprafață. Financiar, luna plină din 22 iunie ne arată că este momentul să recoltați ceva, să recoltați munca voastră din ultimele luni. Chiar a spune că pot fi resurse noi, pot fi șanse, pot fi bani pe care îi primiți înapoi sau diverse bonusuri, prime, împrumuturi pe care le-ați dat și ele vă revin acum. Ideea este că din punct de vedere financiar sunt niște șanse bune să fiți ok pe partea asta financiară și chiar cumva să vă faceți niște planuri legate de bani mai bune, mai stabile, mai clare. Cumva aici pe zona banilor se întâmplă niște lucruri și pot veni ca niște surprize de la univers aceste bonusuri sau venituri în plus. Pe familie și iubire, zona emoțiilor, zona sentimentală, aveți puterea de a schimba multe, de a ierta, aveți puterea de a transforma, de a elibera ce temere aveți, ce frici aveți, de a construi poate ceva de durată cu persoana dragă, mai ales dacă sunteți sinceri și mai ales dacă aveți o direcție comună. Când avem o direcție comună, se pot schimba și se pot întâmpla foarte multe lucruri. Și cam asta se întâmplă. Pentru că da, se poate să aveți o direcție comună, se poate să aveți niște, să le spunem așa, poate dorințe asemănătoare. Dorințe asemănătoare, poate chiar, să spunem, acea energie de susținere unul față de celălalt. Capricorn. Voi în această săptămână puteți să fiți destul de derutați, poate chiar la pământ în anumite situații, la pământ. Mă rog, să nu vă simțiți voi cel mai confortabil, să nu vă simțiți cel mai bine, să aveți senzația că sunteți, să spunem așa, poate neînțeleși și din multe puncte de vedere chiar se întâmplă lucrul acesta. Luna plină se formează în semnul vostru. Atenție cu sănătatea, atenție cu stările emoționale, nu vă consumați energia cu oamenii negativi, cu oamenii răutăcioși, cu vampirii energetici. Păstrați distanță față de oamenii care nu vă sunt prieteni cu adevărat și care vă consumă energia la locul de muncă, acasă sau prin alte, să le spunem așa, evenimente, pe la alte evenimente. Concentrați-vă pe cât puteți pe zona aceasta de, să spunem așa, sănătate, acordați atenție somnului, odihnei și încercați să vă eliberați de emoțiile negative. Familia în această săptămână este foarte importantă, mai ales că relațiile cu familia sunt pe scenă, sunt așa puse sub lumina reflectoarelor și este indicat să discutați cu cei apropiați, cu familia voastră, despre emoțiile voastre, despre neplăcerile pe care le aveți, despre ce vă doare, ce vă interesează, ce vă doriți, adică pur și simplu aveți nevoie să discutați cu membrii familiei despre toate acele lucruri pe care le considerați a fi importante pentru voi. Cumva se echilibrează multe. Sunt și câteva oportunități pentru distracție, relaxare cu copiii sau escapade romantice pentru că Marte poate să ajute din punctul ăsta de vedere. Însă cel mai important este să fiți în echilibru pentru că luna asta plină care se formează fix în semnul vostru ar putea foarte ușor să vă destabilizeze, să vă strice armonia, să scoată la suprafață multe dureri și să aveți răsturnări de situație, să aveți situație limită, agitație, insomnie, de asta armonia și echilibru sunt cele care
trebuie căutate astăzi. Nu permiteți nimănui să vă, de fapt în această săptămână, nu astăzi, mai ales pe 22 iunie, dar toată săptămâna, nu permiteți nimănui să vă agite, să vă fure energia. Din punct de vedere financiar, este o energie bună faptul că Venus, Mercur, Soarele sunt în semnul RAC, deoarece sunteți foarte canalizați să reușiți anumite proiecte, să aduceți stabilitate pentru familia voastră, stabilitate în casă, să aveți de toate pe masă, să fie casa fix așa cum v-ați imaginat-o. Pot fi și niște proiecte noi, pot fi și solicitare de a lucra cu familia sau poate că împreună cu familia să treceți prin tot felul de situații favorabile care să vă aducă beneficii financiare. Chiar se poate să acordați sprijin multor persoane și pentru că oferi, vei primi. Adică lucrurile cam așa funcționează, oferi, primești. Vărsător. Vărsătorii în această săptămână pe dragoste au foarte multe situații din care vor învăța. Chiar a spune cumva că protecția asta foarte mare sau cumva posesivitatea asta nu o să vă ajute, dar veți învăța lucruri legate de posesivitate, gelozie. Practic vei învăța ce să nu mai faci, ceea ce este minunat. Chiar după ce înțelegi unde greșești în dragoste, vei face niște schimbări, iar prin mici eforturi poți să-ți îmbunătățești relația de cuplu, poți să îmbunătățești foarte multe. Este o energie prin care poate că supraprotecția asta sau prea protector să fiți, să vă dați seama unde pierdeți anumite lucruri, anumite lecții sau anumite daruri. Pe carieră sau din punct de vedere financiar, așteptați, să spunem așa, contextul potrivit pentru a depune un CV, pentru a avea o discuție cu partenerii de muncă, de business, șefii voștri. Este important să nu lăsați pe ultima sută de metri nevoile voastre, ci să discutați despre ce vă doriți pentru a vă reorganiza planurile, a le îmbunătăți, a face acele schimbări la locul de muncă, fie în privința programului, fie în privința orelor, fie în privința locului din care munciți și așa mai departe, acele modificări care vă sunt vouă cele mai bune pe termen lung. Cumva, din punct de vedere bani, sunt niște șanse, dar pot fi și, să spunem așa, amânări sau responsabilități care apar și care aduc cheltuieli, dar o să rezolvați. Iar pe carieră, da, dacă discutați foarte clar despre program, bonusuri, muncă și ce beneficii vă doriți, veți găsi o rezolvare și aici. Energia este una bună, chiar a spune că aveți și vitalitate și stare de bine și sănătate, chiar nu aș spune că nu vă veți simți bine sau că pot fi pierde de energie. Pe la lună plină, cam toată lumea o să fie fără somn, cu insomnie, cu agitație, cu chestii de genul acesta. Dar în mare parte aș spune că le veți rezolva pe toate și chiar dacă sunt acele momente de căutarea echilibrului, pentru că luna plină despre asta este vorba, a echilibra soarele și luna, ele vor fi în o poziție perfectă. Această căutare a echilibrului unor poate să dureze. Pești. Peștii săptămâna aceasta vor simți multe emoții. Emoțiile nu o să prea vă lase să vă relaxați, așadar aveți grijă să folosiți metode externe pentru a vă energisa, precum sportul, activități în aer liber, multă odihnă, hrană ușoară, poate muzică, dans, anumite activități care vă prind bine, anumite activități care vă plac, anumite activități care vă relaxează și vă ajută să vă eliberați emoțiile negative. Contează foarte mult să vă eliberați emoțiile negative. Pe zona carierei, această săptămână poate să aducă de asemenea anumite situații care nu prea vă plac foarte mult. Adică vă simțiți cumva așa
neînțeleși, că vi s-a dat prea mult de lucru, că superiorii n-au văzut ce ați făcut voi, că deși ai făcut bine, nimeni n-a văzut sau nu te-a susținut sau cumva ai nevoie să fii un pic mai mult validată, aveți nevoie să fiți un pic mai mult văzuți. În financiar puteți să fiți, pe zona financiară puteți să fiți destul de spontani și să cheltuiți impulsiv, să cheltuiți la emoție, să cheltuiți, a, cum nu cheltui eu, că scot cardul și cumpăr acum. Ok, poți să scoți și să cumperi, asta este în regulă, însă este foarte important să fie un pic mai multă, să zicem așa, plănuirea finanțelor, gestionarea finanțelor într-un mod sănătos și nu, hai, pe repede, hai să mai arunc eu cu niște bani pe fereastră, hai să mai fac nu știu ce, hai să mai fac nu știu cum. Nu prea recomand lucrul acesta. Ci dimpotrivă recomand să, nu neapărat că să fiți chibzuiți, ci să știți pe ce aruncați banii și pe ce cheltuiți. În dragoste este o săptămână cu multă energie frumoasă, romantică, copii pot să apară sau vă doriți, sau luna asta plină crește fertilitatea și ați putea să rămâneți însărcinate sau să aveți vești legate de copii sau să copiii voștri să facă tot felul de lucruri faine, să vă bucurați de ei. Deci este o săptămână cu iubire, este o săptămână cu chef de romantism, cu vești bune prin copii, cu tranzite bune legate de zona asta de familie, viață personală și organizări de evenimente frumoase care să vă bucure sufletul. Contează să faceți tot felul de evenimente alături de familie, de copii, alături de persoana dragă. Oricum, minusul ar fi insomnia și agitația, poate că de multe ori din energia altora, nu din energia voastră. Să știți că pe site se află ghidul Sirius, pe care vă invit să îl procurați. Un ghid care o să vă ajute foarte mult să vă îmbunătățiți viața și să aveți parte de multe, multe vise împlinite, să vă relaxeze, să vă ghideze și să vă ajute să vă conectați cu soarele vostru interior. Nu uitați să apăsați like, share, subscribe, să vă abonați. Eu sunt Andreea Dincă și vă mulțumesc că sunt astrolog și vă mulțumesc că sunteți aici și vă binecuvântez. Să fim cu toții binecuvântați!